Bună, azi o să vă arăt cum să luați un păr free pe Roblox. Deci trebuie să intrați pe jocul ăsta, o să vi-l arăt când facem. Eu m-am jucat destul de mult, 2 zile, și am făcut atâtea diamante. Părul ăla costă 1500 și eu mai am un pic și fac 1500. Și m-am gândit să fac un videoclip ca să știți ce voi. Bun. O să vă pice aici multe. Uite, aici e așa. Cred că e din ăla cu green light, red light, Daniel. Pentru că trebuia... Asta green light, red light, trebuie să te oprești și să te duci ca la speed game. Așa de genul. Bun. De cum vedeți, am ajuns aici și va trebui să primesc. Vedeți, eu am cum am 515. Eu am zis să-i bani deja. Zici că am pierdut, dar eu n-am pierdut. După ce terminați runda, o să vă dea aici Exit the Hub. Dai Exit the Hub și te va da aici. Tu, ca să te duci să faci jocurile alea la care le-am făcut eu acum, de a eu am primit, trebuie să te duci la asta mare, să te duci și o să te bagi în jocuri. O să să-ți aleagă casă. Când ai făcut 1515 cât vrei tu, poți să faci, poți să-ți cumperi ce vrei tu, nu e necesar să iei chiar ăla. Eu am un pic de bug și o să dureze mai mult. O să revin după ce sunt la Gucci. A durat destul de mult până ce am ajuns. Gucci, aici trebuie să mergeți. Jocul cheamă Gucci Town. Mergeți aici după ce ați făcut. Mergeți la accesorii. Aici. La hat. Nu, la UGH. Aici o să vă dea și cu Robux, dar mă rog, pe noi nu ne interesează ăștia cu Robux. Dăm acolo, așa. Și pe cum vedeți, vedem aici părul ăsta. Dăm pe el. Și gata, acum l-avem. Vedeți? Așa. Ieșim de pe joc. Acum când am cumpărat ăsta, ieșim de pe joc. Mergem la avatar. Eu am luat și fața. O să vă arăt și cum să luați fața aia. Uite, ăsta e Gucci Tom, cum v-am zis. O să vă arăt cum să faceți tutorial și la niște alții. Mă rog. Mergeți aici la hire. Și îl aveți pe... Și gata! Aveți pe gratis! Acum vă puteți schimba fața, nu ce sar. Și like pe, dacă v-a plăcut acest episod și dacă mai vreți tutorial. Nu uitați să apăsați butonul și like și noi ne vedem data viitoare. Pa!